멋있었어요. 저 버스로서 멸치 씨도 진영 분이네. 일단 이제 이미 스며들었네. 아? Elevii Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu se pot lăuda cu invenție ce îi poate face câștigători. Mai mulți adolescenți au format o echipă pe care au numit-o Technogods. Împreună, tinerii au reușit să construiască un robot. Invenția adolescenților de la Târgu Jiu va participa la o competiție ce va avea loc în luna martie la București. Următoarea etapă a concursului va avea loc în America. Avem mai multă experiență, asta înseamnă că suntem mai bine pregătiți, însă pe de altă parte, competiția este mult mai dificilă. Numărul liceelor implicate fiind 90. Mai mult decât anul trecut erau. Păi anul trecut au fost 54, într-adevăr noi am ocupat locul 13, anul acesta s-au înscris mai multe echipe în concurs, au fost selectate în total 90 și cu toate acestea noi vizăm un loc mai sus, sperăm să fim în primele 3 licee și să mergem în Statele Unite unde este etapa finală, etapa internațională. Echipa este coordonată de directorul adjunct al școlii, dar și de un tânăr târgujean care a reușit să creeze roboți pentru cele mai mari companii din străinătate, cum ar fi pentru Samsung, BBC sau Gadget Show. Avem o echipă foarte omogenă, asta cred că este cel mai bine. 10 membri care sunt extraordinari. Vrem să ieșim pe primele 3 locuri, să sperăm că luăm locul 1. Ca să mergem mai departe în state. Robotul trebuie să ia cuburile dintr-o grămadă mare, trebuie să le mute în CryptoBox. Are 30 de secunde de autonomie, deci trebuie să meargă singur. Și nu mai știu ce. Da, și un minut, da, și robotul are un minut jumate de mers teleghidat, în care va fi controlat prin acel joystick. Tinerii se întâlnesc în fiecare zi într-un laborator, unde își pun ideile cap la cap. Robotul cu care vor concura la competiție este mult mai inteligent decât cel de anul trecut. Da, bineînțeles, bine, e și tema mult mai grea, dar ne descurcăm. A fost cam ciudat pentru că a trebuit să demontăm tot robotul de anul trecut, pentru că n-am putut refolosi niciun fel de mecanism mic. Dar avem experiență și începând de la zero, cred că nu o să mai facem aceleași greșeli ca anul trecut și, da, evident, mult mai bine. Momentan stăm foarte bine, cel puțin cred că toată lumea e de acord cu mine cu chestia asta, pentru că suntem foarte motivați, venim aici de plăcere, lucrăm, stăm și 10 ore uneori. În care zi? Nu, chiar depinde, că mai avem și școală, în vacanță de obicei veneam și stăteam mai mult. Am fost o zi în care am lucrat, cred că, 15 ore cel mai mult, de dimineața până seara. Competiția va avea loc în perioada 23-25 martie la Sala Polivalentă din București. Echipa gorjeană va concura cu alte 90 de echipe de la cele mai bune licee cu prestigiu din țară.